Pe 1 iunie 2024 au apărut primele videoclipuri din sezonul 5 de Breasla Haiducilor, iar astăzi, 3 luni mai târziu, vreau să fac o prezentare a tot ceea ce s-a întâmplat pe server până acum. Gamivo ține cu tine! Prețuri mici pentru oricine! Mai multe detalii în descriere! De ce fac treaba asta? E bine, dacă vă mai aduceți aminte, și în sezoanele anterioare făceam câte o prezentare, tot așa, odată la 3 luni, pentru persoanele care nu se uită la toți haiducii sau pentru persoanele care nu vor să se uite la toată lumea sau chiar pentru persoanele ce nu urmăresc seria, doar vor să vadă, băi, ce-au mai făcut oamenii ăștia, ce-au făcut în primele 3 luni, ce-au făcut în primele 6 luni și tot așa. Și să vin spuse, nu mă mai lungesc, voi începe cu această bărcuță care a fost magazinul de armor trimuri pentru început, când nu aveam atât de multe. După care aici este insulița mea de început, o mică broscuță făcută de nenea Domino pentru când și-a deschis magazinul de froglight-uri, câțiva copăcei frumos pe insulă și turnul acesta de vrăjitor care a fost casa mea de început. Trebuie să las cuferele alea acolo că îs content pentru următorul videoclip, veți afla data viitoare ce este cu ele. Dar aici era baza mea de început, din păcate nu mai am absolut nimic, dar este un view extraordinar. Bine, dacă mi-aș da și eu pe mai multe ceancuri aici, însă per total pot vedea tot ce-o făcut ceilalți haiduci. Acum hai să mergem în direcția aceea, așa, turnul de la distanță, aici un mic poduleț și el leagă baza de început de baza cea mare, pentru că aici voi face un orășel, bine, de fapt nu orășel, un sat imens și de început sunt 3 construcții. Aici este construcția pentru capete, unde s-a și ținut vânătoarea de capete. Timp de o lună și jumătate, haiducii au vânat capete și l-au adus acolo pentru a face puncte, iar la final cei 3 cu cele mai multe puncte au primit premii. Trecând mai departe, aceasta este baza mea actuală, am 2 cămile pentru că pe ele le folosesc pentru a mă deplasa și la etaj este noua cameră de cufere, plină cu tot ce am eu nevoie, cobblestone, blackstone prin partea asta, lemn de toate felurile și culorile, plus o mică hartă, iar cea de-a treia clădire din partea aceea este noul magazin de armor trimuri, că am ajuns să le am pe aproape toate, îmi lipsește doar cel din Stronghold și atunci am avut nevoie de un magazin puțin mai mare. Știu totuși că e destul de nașpa să începe o prezentare fix cu tine, însă aici pot vorbi puțin mai mult, după care mergem pe la toți haiducii. Și de ce zic că pot vorbi puțin mai mult? Tot timpul despre proiectele tale poți să vorbești mai mult decât despre proiectele altora. Prețurile frumos, undeva la 12-16 diamante bucata, chiar și mai ieftine, astea care se găsesc destul de ușor, cred că la Wild, de fapt bine, destul de ușor, pe care le-am găsit în cantitate mai mare, cred că la Wild îi cel mai ieftin. Dar, per total, asta am reușit să construiesc pe aici și dacă mergem mai departe, vom ajunge la baza lui Peter după acel pod. Cum m-am dus? Așa, am ajuns. De ce un pat acolo? Am tot găsit paturi, era un pat alb în partea aia, acum am găsit un pat roșu aici și sunt sigur că nu sunt ale mele, că n-am avut pat roșu. Dar mă rog, trecând peste asta, am făcut și cât un pod, da, în partea aceea, Peter l-a făcut pe ăsta, pentru că e foarte drăguț să putem merge pe jos dintr-o parte în alta. De asta voi începe și o campanie anti-elitra, mici spoilere. Dar este drumul acesta făcut de nenea Peter și 2 conduituri, unul în partea aia, unul în partea cealaltă și ne vom ocupa de partea de jos. Pentru că aici, dacă îi să aprim puțin lumina, arată dezastros. Și în timp mă voi ocupa de această zonă, poate chiar cu ajutorul mai multor haiduci. Trident, ia zi șefule, facem rost de trident sau nu? O bucată, gata, mi-o dat capul, dar din păcate trident nu. Asta este, mă gândeam că mai fac și eu după aia o afacere, îl vând, dar important este că putem continua aici prezentarea. Scările făcute de nenea Peter către baza lui, mai are puțin de lucrat, dar nu contează asta.
și ajungem aici la căsuța lui de început, plus floricelele astea. Deci, în sezonul acesta, oamenii au început să-și facă promovare la magazine făcând astfel de construcții. Niște cartofi pentru Ganicus care vinde cartofi, aici o floare de la nenea Chobi care vinde acum și teracotă, un golem de cupru de la nenea Panda care vinde cupru, vă dați seama, fiind golem de cupru, și tot așa am făcut un sniffer, o să-l găsim pe la Panda la bază probabil. Însă, revenind la Peter, în spatele bazei sale are o fermă de cactus. Acolo este ferma de animăluțe, văcuțe, oițe și așa mai departe, iar jos de tot este magazinul de cămile. Din partea asta am cumpărat două cămile, l-am cumpărat pe Hector și nu mai știu. Oricum, Peter e botezat, de-aia au și numele astea dubioase, dar după ce mă bag la somn, continuăm. În partea dreaptă este un copăcel de sherry, iar acolo pe partea stângă o fermă destul de mare de wheat. Pe aici am mai făcut și el terraforming, au ceva zombie, cine știe pe unde s-au blocat. Și jos de tot este portul, iar în acea bărcuță se află magazinul de culori, shop-ul de culori, se poate cumpăra din partea asta. Am luat și eu ceva cyan, am luat ceva verde și, ia uite, până și glowing se curând s-ar trebui să-și facă omul meu stocuri pe aici. Iar dacă tot ziceam de magazine, ei bine, dăm o fugă până la zona de shop-uri, numai să mai iau ender pearl-uri. Ia uite că scrie din partea asta cămile, aia da, îmi place că o scris, hai, sper că am aruncat-o bine pe asta și ajung exact aici, în partea de jos, că vedem cobblestone-ul ăsta, e o fermă de experiență, e un spawner de scheleți și mi-am petrecut foarte mult timp pe acolo enchantând până am reușit să facem ferma de gold pe care am făcut-o destul de recent. Însă, că am zis de shop-uri mai devreme, urmează zona de magazine, nu sunt chiar atât de multe, dar se vor mai construi pe viitor. Însă, prima construcție de care am dat este cea de leapșa, iar acum leapșa cred că îi pe la Ionuț. Însă, această construcție este făcută și noi ne ocupăm de ea pentru a avea oamenii care downloadează harta o mică retrospectivă. De exemplu, puf, i-o dat leapșa lui Colpir în episodul 3, după aia i-am dat leapșa lui Dan în episodul copil pentru o zi pe breazla haiducilor. Colpir i-o dat leapșa lui Dani, Dani mi-o dat leapșa mie în episodul 16, i-am dat leapșa lui Panda în episodul 15 și am primit-o în episodul 11, iar Panda încă nu a scris aici, dar i-a dat leapșa lui Ionuț și sunt foarte curios ce pedeapsă a primit Ionuț, pentru că avem o sabie cu fire aspect și câteva enchanturi cu care dai leapșa, iar pe lângă acea leapșa trebuie să dai și o pedeapsă. Deci cine primește leapșa, primește și o pedeapsă pe care trebuie să o facă. Iar eu i-am dat lui Panda să poarte doar armură de aur, pentru că și eu port doar armură de aur, pentru un episod întreg, plus unelte de aur. Deci n-a avut voie să folosească absolut nicio altă unealtă pe parcursul acelui videoclip. Acum mergem puțin la capul de dragon, pentru că la dragon am vrut să facem ceva mai diferit. Mi se pare, și toți am considerat treaba asta, că e foarte plictisitor, mai ales după ce eram majoritatea full netherite, să mergem pe ăsta dragon 10 inși, să-i dăm acolo, că să fim sinceri, unul singur full fier poate să-l bată lejer. Așa că am început o vânătoare de dragoni și persoanele care erau convocate de Consiliul Ucigașilor de Dragoni trebuiau să vină în partea asta, își luau o hârtiuță și de aici kitul. Din păcate nu mai e niciun kit. A, uite, ăsta e un kit, da? Care nu a mai apucat să fie folosit, dar îți pică kitul de miner, să zicem. Ca miner folosești doar aceste iteme. Ai 8 TNT-uri, un târnăcop, un chestplate de diamant că ești bogătan, această căscuță de fier, că până la urmă aveai căscuță ca miner, și niște buți de piele, că na, folosești bocanci. Și nene Edi a reușit să bată dragonul pentru noi. Restul, vreo 4-5, am dat fail, dar asta este. Totuși,
revenind la shop-uri, în partea asta este taraba de mâncare a lui Ionuț. Am cumpărat o tonă de morcov de aur, se poate vedea de pe aici, însă m-am scârbit de ei, pe bune, tot morcov de aur în continuu. Am zis să mai fac vânzare și altui haiduc, așa că am cumpărat de la nenea Ganicus din partea aia niște cartofi, i-am prăjit și băgăm un cartofior. Acum, ăsta e primul shop, magazinul de lemn, care a fost al lui Dani și Edi, însă în timp o divorțat și a ajuns să fie doar magazinul lui Edi. Portalul frumos în partea aia, magazinul de cartofiori despre care am spus acum câteva momente, iar intrarea este cu totul și cu totul altceva. Momentan Ganicus n-o pus la vânzare acești cartofi prăjiți, dar am mai cumpărat eu cartofiori din ăștia și i-am prăjit după. Rămânând la capitolul de shop-uri, avem o mică tarabă pe care au făcut-o Edi cu Panda pentru a vinde gunpowder și artificii, însă pe viitor o zis că se va... Salut băieți, lăsați-mă în pace, eu nu mă prezint pe aici, nu-mi faceți rău. Pe viitor au zis că îi vor da un upgrade. Mai departe este magazinul Ham, adică haiducii adoptă maidanezi, așa, mi-a explicat Colpir despre shop-ul lui Puf. De aici putem adopta cățeluși, pentru că în 1.20.5 s-au adăugat aceste 9 variații de lup, cățeluși, puteți să le spuneți cum vreți, și atunci nenea Puf a decis să deschidă un magazin cu fiecare variație. Mi-a luat și eu unul din partea asta, dar mă voi ocupa de el să-i fac un loc frumos cu altă ocazie. Aici nu vorbim despre chestia asta. Și-a făcut Dani un joc de noroc și atât, nu vă recomand să vă jucați la jocuri de noroc. O să-i dăm foc cu prima ocazie, dar momentan n-am avut timpul necesar să facem legi pentru el ca să-l putem da jos. Și aici este magazinul de sniferi. Nici de el nu m-am ocupat prea mult, dar hei, este timp, au trecut doar 3 luni și mai avem încă vreo 9 luni destul de lungi de sezon, din sezonul 5. Cel puțin eu zic 9 luni, poate mai mult, poate mai puțin, vedem. Dar în partea aceasta, dacă vrea cineva să adopte un sniffer, o poate face. Dacă vrea flori sau sămânță de flori din astea șmechere, poate să le cumpere. Și mai jos puțin este ferma de sniferi pe care l-am plătit pe nenea Puf să o facă. Ia uite, a făcut sistemul ăsta de redstone cu niște alei. Deci ce se întâmplă? Aceste două observere dau sunet în continuu la node block, ăștia aud sunetul și după ce adună ce găsesc sniferii pe aici, le aruncă acolo. Și în partea asta se adună, am foarte multe pentru că n-am avut la ce să le folosesc încă, dar cu prima ocazie mă voi ocupa de ele. Și în spatele acestui magazin s-au întâmplat destul de multe. Ajungem acum și vă arăt, mai exact, nenea Dani o găsit împreună cu Colpir un Ancient City fix aici jos. Nu mă întrebați cum o găsit Ancient City în middle, dar este acolo jos. Și ca să comemoreze această întâmplare, acel Ancient City, unde au și găsit Silence Armor Trim, Dani împreună cu mine și cu Panda, pentru că ne-au plătit regeștii, aș putea spune, am adus un Warden în statuia Wardenului. Dani a construit statuia ca să comemoreze acel moment și înăuntru am adăugat Wardenul. Dar a fost destul de greu, am murit de câteva ori, însă ce s-a întâmplat după, am fost prinși în blestemul Wardenului și scălcul se extinde de la statuia lui. Ce drept, de când a plecat Dani, e mai ok, nu s-a mai extins, dar în momentul în care am început să facem zidul ăsta, dita mai, ia uite-le, cât de mari sunt, dita mai tentaculele au ieșit de pe aici. Trebuie să ne adunăm să vedem ce facem cu treaba asta, pentru că nu-i ok, nu-i ok deloc. Iar fix lângă această infestație de scălc se află baza lui Puf. Dacă îi să coborâm puțin de pe deal, avem întâi magazinul său pe ștoaica grasă. Hai să zburăm așa, fix la intrare. Pa, ce frumos! La crăpoaica grasă. Iar aici înăuntru, de aici de dinăuntru, putem cumpăra trident,
Heart of the Sea, Nautilus Shell, chiar și sedăluri, pești, tot ce vrem și ce nu vrem. Name tag-uri, pentru că nenea Puf s-o da pe pescuit, dar n-are ce face și zice, domnule, mă duc și pescuiesc. Și stă acolo, face rost de o grămadă de chestii, după care le pune la vânzare. Și aceasta este căsuța de început a bătrânului Puf. Să vede, nu? Că e o căsuță așa de bătrânel, ce să vrei mai mult. În partea asta și un mic furnes, putem urca la etaj. Ia uite, ăsta e etajul și o făcut și aici să aibă un pic de căldură, așa mai bătrânește, bași pe sobă când ți-e frig. În zona asta este un țarc de văcuțe cu grajdul aferent și jos de tot și-a făcut un ponton, că tot îi place să pescuiască. A zis, domnule, eu îmi fac acolo o căsuță de pescar și stau toată ziua. Probabil acolo sus stă și nevasta și a zis, bă, să nu mai streseze atâta, bam, mă duc eu jos, pescuiesc, nu aud cum toată ziua, da. Sărim peste asta, aici m-am dus puțin cam departe. În partea asta este căsuța, dar nu îi mobil. Ba, e mobilată. Bă, băiatule, mobilată de ultima dată. Frumos, frumos, uite, are un pătuț. Covoare n-are, dar ce-ți trebuie covor. Și în partea asta pescuiește toate lucrurile pe care le vinde sus la magazin. Dacă tot e patul ăsta confortabil aici, mă bag și eu la somn, iar dis de dimineață mergem către nenea Colpir. Dar înainte de a ajunge la Colpir, fix lângă zona de magazine, este baza lui Dani. Acolo sus e magazinul său de nămol, însă nu prea mai are stoc de ani de zile, pe bune, a început seria de 3 luni și el de ani de zile nu mai are stoc. În partea de jos este chestroom-ul său de început, o mică căsuță pentru villager, deci în partea asta... Îs câțiva, ia uite, avem aici unul, doi Fletcheri, ok, s-a transformat deja, tu ai ceva deal-uri bune, dacă vreau emeralde, fac și o schemă, aici e o mică fermă de găini, bine, un mic magazin de găini și în partea asta ferma, acolo cred că e ferma de bambus, da, în partea asta e ferma de bambus, acolo cea de sugarcane, aici ferma de kelp și sus de tot, dacă dau o perlă, am ajuns la magazinul lui Dani de Redstone, de care se ocupă împreună cu Eddie, din ce am înțeles. Deci după ce o divorțat, ca să vă zic așa situația amoroasă de pe breaslă, după ce o divorțat acolo la magazinul de lemn, am fost martor, pot să vă zic că am văzut, am totul pe cameră, așa? Că știți cum e, 2024, să ceartă cineva în public, filmez ce să mai... Ok, deci am acolo secvențele cu Eddie și cu Dani când s-o despărțit și în partea asta, nu știu, a făcut ceva contract, a zis, bă, haine mai luăm, dar nu mai merem la preot și uite că în partea asta și-o făcut împreună un magazin de Redstone. În partea de sus stocurile, diamantele, ăla nu se deschide, iar în partea de jos... Avem aici câte 16 bucăți, un diamant, în partea asta 16 bucăți, cred că mai luat ei să folosească, că na, văd că unele nu stack-uri complete, dar per total acesta este magazinul de Redstone. Opa, așa, aia e ferma de găinușe, asta nu mai știu ce era, e o construcție, ai ferma de cactus, am înțeles. Și au făcut și Dani o fermă de cactus. Dani băiat o fermă și la baza lui cea mare, că de aici s-a mutat, tot ferme și-au făcut. Însă aceasta este casa lui de început. Toată lumea și-a făcut ceva micuț. El a zis să-și facă o casă de neam prost cu patru etaje. Iar sus de tot i-am explodat noi puțin când am făcut primul consiliu haiducesc. Dar privind partea bună la căsuța asta, ei bine, o vom folosi pentru viitoarele adunări pe care le facem. Și va trebui să vin cu Colpir să o renovăm, dar cu altă ocazie, momentan, ajungem la baza lui Colpir într-un final, că ne-am lungit cu zona lui Dani. Și aici are două, trei hobbit hole-uri, ok, l-o construi și pe cel de-al treilea. În primul este baza lui, putem intra peste, ia uite care cap de warden frumos, aici e un pat numai și-o micit patul, aia da, știu că... Persoanele normale își măresc patul, nu știu, ai un pat de 1.40x2, îl faci mai mare, de 1.60x2 sau ceva, dar văd că, na, Colpir e mai minimalist, poate o divorța și el, ia dintr-un pat dublu și-a făcut unul micuț. În partea asta este chestroom-ul său, acolo sus, uite, grădină, lemn,
un buzdugan, cred că am și un buzdugan dacă mi-aduc bine aminte, și aici are un view frumos către peșteră, dar Fishmaker să se ocupe de terraforming la peștera aceasta. Oricum, trecând mai departe la cel de-al doilea Hobbit Hole, este magazinul de moss. Din partea asta am cumpărat foarte mult moss, mai are și mossy cobblestone, mossy stone brick, aici e ferma și un sniffer închis. Doamne, nu e frumos să ții așa snifferul, bă, deschide-l un pic așa să se poată plimba, gata. L-am deschis eu, să mai plimbă el. Ah, ok, n-ați văzut nimic. Și care e faza cu cel de-al treilea Hobbit Hole? Încă nu a avut timp să se ocupe de el 100% din câte pot observa. În interiorul e gol, doar exteriorul este gata și ar mai trebui o scăriță. Dar per total foarte micuță zona și așa cozy. Iar în partea de sus este un glare, cred că se numea, acel mob care trebuia să apară în Minecraft dacă era votat. Însă ca mascotă pentru shop-ul de moss îi mega șmecheră. Și acum ajungem la zona lui Domino, cel mai builder dintre noi și persoana care s-a axat cel mai mult să-și facă baza șmecheră. Văd că are pe aici niște copaci destul de foarte măricei, ferme și dojo-uri din astea japoneze. Încă nu a apucat să lucreze la interioare, dar e de înțeles pentru că interioarele durează cel mai mult din întreaga construcție. Oricum, am ajuns la zona japoneză și sau asiatică sau... Mă rog, nu le am, dar înțelegeți voi. Acolo, da, este corabia din One Piece, 1000 Sunny, e mega șmecheră. Aia e practic baza lui de început. De fapt, stai un pic, mai are raftul de lângă? Nu. Deci era aici o plută și după aia au construit-o pasta, după aia au dărâmat pluta și acum Dita Mai, districtul japonez, ce să mai, oricum îmi place super mult cum arată. Văd că au făcut și niște mici tarabe pe aici cu ramen, cu astea, mamă, doi panda maro, aia da, are doi panda maro în partea aia. Aici este probabil viitorul magazin, a mini golf exchange swap, ok. Interesant, chiar arată bine ce au făcut pe aici. Sunt foarte curios totuși când va încheia ce va fi în partea asta. Ia uite că are și particule de redstone frumos din astea mov de la Ender Chest-uri și mie chiar tare, chiar îmi place. Și mai are panda maro? Nu, nu mai are panda maro. Dar per total e o grădină și un templu, așa, un templu japonez mega șmecher. A, și au făcut o floare. Eu am făcut floarea fix în centru, au zis, bă, în centru ți-o fac, ce să mai. Așa, hai să coborâm de în partea aia la scări și am ajuns. Mai văd acolo o mică construcție, dar nu-i nimic în ea. Și avem în partea asta încă una plus ceva cămile. Deci la interioare mai are de lucru, dar per total arată super șmecher zona. Și acum să vedem acest Hall of Fame. Avem aici fiecare haiduc cu o armură de netherite și ne-a pus până și armor trimur. Bă, băiatul, armor trimur pentru toată lumea. Ce tare chestia asta. Uite, un măr în mână. Băi, mega șmecher. Ce tare e asta? Că i-a pus la colpiro măturică și ăsta un nou. Colpiro măturat și ăsta l-a tot furat. Oh, băi, ce tare. Mega șmecher zona asta, chiar îmi place. A, uite și asta eu am un scut și mă bat cu Dani. Băi, ce tare îi locul ăsta. Dar oricum, îs 14 armuri de netherite aici, sau 13, super mult netherite de minat, dar și eu am de făcut rost de vreo 20 de armuri de netherite ca să pun acolo, de fapt nu, ca să pun în partea aia, la magazinul de armor trimuri. Și într-un final ajungem în corabie, mamă, câți cățeluși are aici Domino, proiectul 3, stai așa, scrie ceva, proiectul 2, butoaie, jos... A, pot să mai cobor, măi, hai că mă duc, ce se poate întâmpla rău? Păi, cât de mare e și asta, ăsta e ce strumul lui Domino? Păi, cât de imens e, sper că nu dau spoilere. Dacă dau spoilere, îmi cer mii de scuze, dar n-o pus nimeni nicăieri că ar trebui să nu vin prin părțile astea. Aici e o mini fermă de albine, din câte pot observa, iar la etaj, ce mai avem? Totul frumos, aranjat, camera lui. Ia uite, da, ăsta om, patriplu, ce să mai. Colpiri de la dublu, dat downgrade la un pat simplu. Oh, și ia uite în partea asta, statuia de cupru.
Ce tare! Și cum se vede de sus? Oricum, el toate blocurile astea de gold le-a adunat fix la început, în prima lună. Și șmecher să vedem partea aia, insulița, apoi construcțiile, acolo clădirea de la Leapșa. Copacul ăsta cam blochează să vezi către colpir, însă per total arată super bine. Când va fi terminată și zona aia, tot pe aici pe jos, mă, extraordinar. Dar până atunci, nu, până atunci mergem în altă direcție, nu? Și, oba, până acolo am nimerit, da, am nimerit aici. E o cameră aici jos? Ok. Stai să vezi, bestii, wither. Fermă, băi, ce chestie. Ok. Și locuri ascunse. Deci asta e schema. El vrea ca în fiecare construcție să mai fac o cameră sub ea. Oricum, per total e fain că vin partea asta. Ai zice, vin aici să mă uit la câmpul cu flori, nu știu ce, ia uite ce priveliște frumoasă. Ratezi trapdoor-ul care te duce la Ditai, ferma de ceară. Însă, mergând mai departe, ajungem la magazinul de lână a lui Chobi. Asta e magazinul de lână, concret și teracotă plus sticlă. Deci aici, bam, vrei concret roșu, vrei teracotă roșie, se rezolvă, vrei lână roșie. Și unde mai avem aici sticlă, dar nu la toate e stoc. La una îi, la unele nu îi. Dar acum, înțeleg, e foarte greu să faci stocul unui magazin atât de mare singur. Așa că, păi, poate fac o schemă cu el, vedem. Dar, mă bag la somn și dis de dimineață mergem către baza lui Chobi. Și am ajuns la baza lui fix peste acest râu. Ia uite acolo, baza subacvatică. Dar până un alta, aici este snifferul despre care vă povesteam. Că toți ne-am făcut acest tip de promovare la magazine. Dacă oamenii și-au făcut acolo broaște cu golem de cupru, i-am făcut mini sniffer la toată lumea. Unii i-au păstrat, unii i-au dărâmat. Însă văd că și nenea Chobi au cumpărat vreo 2-3 ouă, după care i-a înmulțit pe gușterii ăștia. Aici, uite, o mică zonă cu apă. În partea asta încă n-a construit ceva în interior, dar arată super drăguț ferma asta de sniffer. Aici lângă e o fermă de grâu. Am înțeles. Cămile, un grajd pentru văcuțe, un grajd pentru oițe. Și fix în partea asta, dacă e să cobor, avem Ditai ferma de oițe, da? Ferma automată pentru fiecare culoare. Și mai jos putem coborâ în baza lui subacvatică. Ce se găsește pe aici? Mamă, ce strumă așa pe sub pământ. Poți intra. Băi, ce șmecher. Și cred că vrea să se extindă, din câte pot observa, în fiecare direcție câte o cămăruță. Așa per total arată super drăguț. Și aș aprecia să lăsați în secțiunea de comentarii care este baza voastră. Deci sunt două modalități de intra. Revenind, care este baza voastră preferată sau ce construcție vă place cel mai mult de pe breaslă și ce ați vrea să facem pe viitor în lunile ce urmează, că mai avem mult tip cufere, ok? Mai avem multe luni înainte, nu se încheie seria atât de devreme, atât cu căsuțele lui Chobi, dar avem în partea asta o ciupercă imensă și dacă merg pe aici, hai, ciupercuță, cum era aia? Ca să într-un picior ghiși ciupercă cei, avem în partea asta o ciupercuță, cufere jos și sus de tot urcăm așa pe scări, pac, pac, pac. Ia uite ce view frumos de aici. Se vede în partea aia magazinul. După aia în zona aceea se văd construcțiile mele. Și mergând mai departe este baza lui Dark. Dar în direcția aceea unde voi da și Ender Pearl-ul este baza, este baza lui Tunet. Și ajungem până la Tunet cu asta. Aproape. Imediat suntem acolo. Deci, încă una și am ajuns fix în fața casei sale. Da, ia uite, suntem aici la căsuța lui Tunet. Văd că mi-a lăsat și snifferul, drăguț din partea lui. Are acolo un beacon, șmecherie, domnule. Și jos de tot, putem spune că Tunet este cârtița serverului. Dacă îi să cobor puțin, veți vedea cât de mult o minat omul ăsta. În fiecare direcție ceancuri întregi și
acolo. Ah, ok, deci erau mai multe slime chunk-uri unul lângă celălalt și de asta luminat. Mamă, aia da. Ia uite. Ia uite-l. Și în partea aia mai sus. Dacă e să mă duc, da, și în partea asta s-o distrat destul de mult. Deci, dacă vreodată, bine, de fapt, dacă, la finalul sezonului, când dăm harta la download, aveți nevoie de, nu știu, fier, diamante, chestii, veniți în partea asta la tunet și să rezolvă. Totuși, avem lift, bă, băiatule, nu, asta da, asta da. Deci avem lift de sus până jos, dar, era lângă casă, ok. Și aici ca să cobor, nu mai coborăm, lasă, am coborât destul pe scări, merg direct la Dark în partea aceea. Am ajuns pe insula lui Dark și în partea aceea urmează să facem un drum plus un pod care să lege insulița lui de insulița mea. Și acesta este scopul nostru principal, aș putea spune, în acest sezon, să avem bazele foarte apropiate unul de celălalt, iar pe lângă asta să le legăm între ele cu drumuri, poduri, de asta am făcut și podulețul de la insula de început la insula mare și de asta au făcut și nenea Peter podul către el plus drumul acela, drumuri pe la zona de minigame-uri, multe drumuri și poduri. Pe scurt însă, revenind la baza lui Dark, are în partea asta un mic ponton că mergea cu barca la spawn și înapoi aici, că e mult mai rapid, după care o căsuță de început, iar acesta este interiorul căsuței, minimalist, nimic extraordinar, dar la parter, de fapt la parter, la subsol, avem acest chest room și un mic furnes automat. Da, în partea de sus pui ceai de prăjit, în partea de jos cărbune și bam, se rezolvă cu 5 furnesuri deodată, nu-ți mai pierzi tot timpul să tot umpli furnalele dacă ai mai mult de prăjit. De exemplu, în partea aia am prăjit vreo 2-3 șulcări de sticlă atunci când am lucrat la ferma de gold, însă vom ajunge și acolo. Momentan dăm o tură prin Nether până la Panda, Eddie și Ganicus. Dacă nu mă înșeală memoria, ei trei sunt ultimii pe care, a căror baze vreau să le prezint, după care vă arăt ce am construit deasupra Nether-ului și mergem la zona de minigame-uri plus noua bază a lui Dani. Urmează să lucrăm și la Nether Hub, însă momentan n-am avut timp și chef niciunul dintre noi să ne ocupăm de mai mult de atât. Avem drumuri frumos care duc dintr-o parte în alta și cam atât momentan, însă dacă merg mai în față și fac dreapta, ajung la portalul către Panda. Așa, aici jos, Panda care și-a făcut o bază, vă zic, când ajungem în stil steampunk, după cum se poate observa, iar clădirea aia imensă este doar pentru o fermă. Hai că începem din partea asta de sus, după mă duc către Eddie și apoi la final către Ganicus. Însă, după ce ajung eu mai sus puțin, vreau să facă ditai terraforming-ul la tot muntele ăsta și așa arată baza lui Panda. Iar pentru că el are un magazin de cupru, pe aici își pune cuprul la oxidat. Iar acolo este baza lui Ganicus. Hai că mergem direct la el, după aia vin la Eddie și apoi vin de la Ganicus la Panda și de la Panda către Eddie. Dar în partea aceea este baza lui Ganicus. Mamă, am dat-o bine sau direct în apă? Nu, fix la baza mânuței. Ia uite, asta e mânuța imensă cu un cub Rubik și de aici pe diagonală e zona de magazine. Dar hai să urcăm puțin. Îmi place când mai am efectul de speed, dar s-o dus. Putem urca prin mânuța asta, e cel mai șmecher lucru, că are scări, ar fi mers și niște lanterne, nu atât de multe torțe, dar cine știe, cu altă ocazie se va ocupa de această zonă, însă, per total, îi dita mai mânuța, foarte șmecher făcută, cu cobblestone, cu moss și sus de tot e un cub Rubik cu mai multe camere. Aici își poate face un chest room, un furnace. Aoleo, bă, nu mă bateți, n-am făcut nimic. Are comite de, are bodyguards pe aici din câte pot observa. Și ca să fie treaba, sus de tot, când am făcut acei sniferi, m-am distrat puțin și am lăsat unul care se uită direct la acel magazin, da? Deci din partea asta se uită sniferul la fraților acolo cum se joacă. Și uite ce bine arată în partea aia.
Dar hai să ne luăm zborul până jos la ferma de cartofi. Ia uite, pe villagerii ăștia lucrează, își fac treaba și sus de tot este prima lui bază, un castel din ăsta micuț. Hai, mai sus, are și speed pe aici. Bam, am ajuns în, nu castel, cetate. Asta ar fi cetatea lui pe care a construit-o ca bază de început. Și acum, dacă dau o perlă până acolo jos, ajungem la baza lui Eddie, care momentan a făcut doar ferme și terraforming pentru că baza principală, de fapt baza de început, a dărâmat-o. A început cu o căsuță micuță ca orice om și după s-a dus tare către o bază imensă cu o tonă de terraforming. Deci în partea asta, după cum puteți observa, s-a distrat o grămadă și jos de tot ar trebui să fie zona de cufere. Dacă intrăm prin spatele acestei cascade, da, ia uite aici, o tonă de cufere. Și acum sus de tot avem doar un view frumos, din păcate nu este nimic construit încă, dar la cum îl cunosc pe Eddie, sus de tot s-ar putea să fie un oraș sau cine știe ce alte nebunii îmi trec prin cap. Am ajuns în partea de sus, iar aici este doar un mic lac care se duce în jos și avem cascada aia, în spatele căreia se află baza, de fapt chestrumul lui. Aici o zonă mare unde era înainte căsuța, dar încet încet își va construi el probabil mult mai multe căsuțe, ca ai spațiu aici de un sat întreg și acolo jos vin fermele. Iar în timp ce urcam, mă gândeam dacă sezonul acesta am făcut mai multe decât în alte sezoane în primele 3 luni, pentru că discutam despre treaba asta cu câțiva haiduci ieri și sincer să fiu cu voi, aceste prezentări consider că ajută mult la compara, băi, ce am făcut în sezonul 2, de exemplu, în primele 3 luni, sau în sezonul 4, în primele 3 luni, și ce am făcut sezonul acesta. Poți să te întorci așa în timp, cum s-ar zice, că nu mereu ai timp să te uiți la tot să ai duci sau nu mereu ai chef, măcar așa, cu o prezentare din asta, te văzând cam, nu știu, jumătate de oră, o oră de video, îți dai seama tot ce s-a întâmplat pe parcursul acelor 3 luni. Însă, revenind, avem aici câteva ferme de lemn, pentru că Eddie are magazinul de lemn și vrea să ofere stocuri în cantități industriale pentru toată lumea din orice tip. Mai ales eu am avut nevoie de o grămadă de Dark Oak și am cumpărat de la el vreo 2-3 șulcăre pentru acele clădiri. Bine, mai am un șulcăr, dar se strică și ăla imediat. Iar acum am ajuns în partea asta, de acolo am pornit, m-am dus roată la Ganicus și am venit la acest craniu. Însă ce e cel mai șmecher la craniul ăsta? E în partea de jos, că dacă mă arunc, voi ajunge la o criptă. Ia uite cum arată, bă, băiatule, frumos, cu scheleți, full aur sus, aici foarte multe cufere. Și în spate, spawnerul de scheleți. Deci, practic, Panda a făcut dita mai construcția asta pentru un spawner micuț de scheleți. Și asta mi se pare mega șmecher, pentru că, pă bune, cât de multă lume face un design atât de mare și atât de șmecher pentru o simplă fermă. Iar acum, că tot ziceam despre treaba asta, uite că fix lângă, pentru acest smelter, a făcut dita mai construcția. Și aici avem un smelter care cred că prăjește un stack pe minut, dacă mi-aduc bine aminte, sau poate nu mi-aduc bine aminte și prăjește mai mult, mai puțin. Oricum, detaliile astea tehnice le știe Nenea Panda, că el a construit acea fermă. Și acolo avem cortul său de început. Deci de la cortul ăsta, o început, mă bag la somn și dis de dimineață vă arăt monstruozitatea aceea. Și zic monstruozitate pentru că pare ca un district steampunk atunci când te uiți de la distanță, însă voi începe lăudându-l că a făcut un beacon full de diamant, primul din acest sezon. Poate ne punem toți cap la cap odată și facem un beacon de netherite, dar cu altă ocazie, momentan avem în partea asta magazinul de cupru, unde are stoc din orice cupru vrei. Bă, vreau să nu fie oxidat, sau vreau, nu știu, primul stagiu, al doilea stagiu, sau full oxidat din toate, cut copper, chisel, de ăsta cum se numește, stai așa, great. Ce mai avem? Aici ai bulb și în partea de jos trapdoor-uri plus acele uși. Deci per total orice vrei
când vine vorba de cupru, poți lua de aici. În zona asta l-avem pe Nenia Ionuț. L-a făcut o mini statuie, un mic graffiti. Și aici momentan nu a lucrat la interioare, dar arată super bine. Dacă îi să zbor acolo jos, ia uite ce șmecher arată din partea asta. Deci îmi place super mult cum e și lui Panda zona. Și aici jos îi un trading hall. Avem, cum vă numiți voi, clerici? Da, clerici, în partea asta masoni, iar pe partea stângă sunt librarian și fletcheri. Iar ca valoare pentru Brown Branda, oricum să ai diamante puse așa random, bogăție, tată, ce să mai, bogăție, oricum omul și-a făcut beacon full de diamant, nu duce lipsă de diamante, iar sus de tot este căsuța lui de început, plus taraba cu mending, snifferul, mă bucur că l-a lăsat în partea asta, încă un beacon, de data aceasta de emerald, și aici jos îi un mic sistem de smelting, ce prăjești, nu prăjește nimic, dar îți dai seama că ești bogat când ai nevoie de sistem din ăsta cu blast furnace-uri, da? Deci nu cu furnace-uri normale. Un zombie full diamant și aici avem un mic chest room, probabil mai are încă unul prin altă parte, dar momentan așa arată chest room-ul său, iar de aici mă duc direct în Nether pentru a vă arăta ce s-a construit deasupra Nether-ului. Am ajuns deasupra Nether-ului și vreau să încep cu ferma de gold, că după la restul voi ajunge foarte repede. Și este ferma de gold clasică, doar că Nenia Puff s-a ocupat de partea de redstone, iar aici jos, cu noile autocraftere, toate nuggeturile se transformă în ingoturi și din ingoturi în blocuri. După care, în zona asta, tot Rotten Flesh-ul ajunge într-un shulker care se sparge și merge acolo jos. Și atunci, dacă vreau să fac trade-uri cu clericii, doar am luat din partea aia, shulkerele le-am golit și le aduc înapoi. Avem aici dita mai sistemul de colectare și sortare, după care, în zona asta, un mic timer și s-a pornit, nu, trebuie să apăs de asta, nu știu de ce se mai blochează timerul, însă acum l-am pornit și va arunca toate itemele din partea aceea direct jos în sistemul de sortare. Iar aici sus îl avem pe Mr. P, nu știu de ce i-a dat Nenia Dark numele ăsta, dar dacă îi dau un bulgăre, îi cheamă pe toți prietenii lui și o să-mi dea o tonă de experiență plus aur, v-am zic fier, plus Rotten Flesh. Hai băieți, intrați acolo, bam, să rezolvă frumos, minecart-uri jos și ia uite cum vine experiența. Am luat o pauză să beau o gură de apă și direct level 40. Deci merge ferma asta extraordinar, doar că e foarte gălăgioasă. Nu o să-i dau acum să se audă, dar veți vedea când cobor. Deci ajung în partea asta și m-am blocat puțin, atât, am reușit să scap și dacă dau pe 50, ia uite, în continuu, iar sus de tot îi rău tare. Dar acum de aici voi da o tură până la ferma lui Domino de Froglight-uri. Am ajuns, da, am ajuns foarte aproape, deci asta e ferma lui de Froglight-uri, a adus o tonă de broscuțe din astea. Pă bune, eu n-am văzut de când s-o adăugat atâtea broscuțe și el le-a adus pe toate aici. Nu mai uitați-vă cât de multe îs. Și jos de tot, ia uite, de toate culorile, verzi, galbene, mov de-astea. Dar stai, nu văd, chiar nu văd verzi pe aici. Ciudat. Mă rog, cine știe ce se întâmplă prin partea aia. Și mai este o fermă acolo de Hoglin, însă până la ferma de Hoglin vreau să mergem într-un Trial Chambers, pentru că Nenia Panda împreună cu Nenia Ionuț au câteva ferme. Și acum să mai iau enderpearl-uri, stric ceva enderpearl-uri, dar voi face o fermă de enderman ca să fie mult mai lejer. Ia uite, 4 portale cu cupru și dacă îi să intru în aceste portale care au colțurile din cupru, ei bine, veți observa pe lângă bicăne ferme. Ia uite-le, ia uite-le în partea asta, s-a activat și dropează după ce mor. Ah, slime-uri, interesant. Totuși nu mă așteptam să fie atât de simplu să faci o fermă în Trial Chamber, dar aparent ai pus acolo niște soul soil, îi dai foc, pui un hopper sub și gata, ești rezolvat.
După cum ziceam mai devreme, aici este ferma de Hoglin. O făcut-o nenea Domino pentru că avea nevoie de piele, voia să vândă, după care și-a închis magazinul, cine știe, poate mai vinde și el. O să iau niște mâncare de acolo pentru că rămân fără cartofi și vreau să termin astăzi prezentarea, iar de aici voi da o tură până la zona de minigame-uri. Ca prim minigame avem zona aceasta imensă de golf, abia aștept să facă Domino primul match, pentru că n-am nici cea vagă idee cum vrea să simuleze mingea, cum să meargă, abia aștept să se întâmple treaba asta, iar în spatele acestei zone, acestui traseu de golf, avem, ia uite, dita mai rechinul, iar sus de tot, practic, minigame-ul lui Colpir constă în a-ți da luminozitatea pe 0 și după intri în gura rechinului unde e plin de pufferfish și apă. Îs o grămadă de recompense pe acolo, ai și puțin aer, trebuie totuși să găsești cele mai bune cufere. Apoi, avem în partea asta un minigame făcut de Dani, să tragi la țintă o grămadă de butoane, dar trebuie să nimerești toate astea 11 lanterne din doar 20 de încercări, iar cel mai șmecher minigame de până acum, însă la care sunt cel mai slab, este acest Guess the Block. Mai exact, dacă știți la Guess the Person, Guess Who, cred că se numește, exact la fel îi și minigame-ul. Deci îți iei din partea asta un bloc, toate sunt puse pe jos și după pui întrebări, bă, dar blocul tău îi se sparge cu târnăcopul? Da, nu. Dacă blocul se sparge cu târnăcopul, rămân astea și le închizi pe restul. Dacă blocul nu se sparge cu târnăcopul, e bine, le închizi pe astea de piatră și tot așa. Bine, nu luați sfaturi de la mine că toate meciurile pe care le-am jucat le-am pierdut. Însă, nu știu, așa cred că se joacă. Sunt foarte, foarte slab la minigame-ul ăla. Dar voi face eu la un moment dat un minigame și acolo eu-s boss-ul, nu mă bate nimeni. Însă, până atunci, mergem la nenea Dani pentru că și-a făcut o bază până fundul lumii. Am ieșit din portal și direct mă întâmpina ploaia. Ce să mai, să vede că cineva vrea să închei acest videoclip. Însă aceasta este noua baza lui Dani, s-a dus la distanță foarte mare ca să-și facă ferme din câte pot observa. Aici e ferma de lemn, în partea aia o fermă de bone meal, dar am văzut ceva kelp acolo crescut, deci da, cred că e o fermă de kelp pe care îl transform în bone meal și în zona asta o albinuță, iar în interiorul ei e ferma de ceară. Hai mai departe, în direcția aceea, pentru că avem ceva zonă pentru țestoase, cred. Acolo e o fermă de cropuri, în partea aia ceva cu villager care adună wheat și mai departe la câteva căsuțe avem o mini civilizație de sniffer aici. E o căsuță destul de drăguță cu vreo 2-3 sniffer pe lângă și un copac mare roz. Hai să intrăm aici. Ia uite ce șmecher arată, totuși nu știu cum a ieșit snifferul ăla. Pe interior avem ceva? Nu, nu avem nimic pe interior momentan, dar cel mai probabil se va ocupa el. Un leagăn, câteva ferme de oițe. Avem în partea asta vreo 6, cred, dacă mi-aduc bine aminte. Da, sau nu, 4 oițe, 8 în partea asta, 8 și în partea aia, să fie toate culorile. Iar în biserica aia, de acolo de sus, ce-o fi oare? Hai să vedem bisericuța asta. Fermă de villager aud pe aici. Mamă, dita-i trading hall-ul cu Fletcher și clerici. Iar mai jos, mai avem un nivel. Cred că aici e un mulțit. Oricum, drăguță zona lui Dani, păcat că e plină doar de ferme. Și ar mai fi o singură zonă, mai exact nenea Puf s-a plictisit de pescuit și s-a dus la o fermă departe, unde nu știu să ajung mai exact, cam asta ar fi problema, că altfel mă duceam, dar vom merge peste 3 luni la prezentarea de 6 luni și sunt foarte curios să văd acea căsuță de fermier în ce se va transforma, plus lucrurile noi ce vor apărea în următoarele 3 luni, însă până atunci nu uitați să apăsați pe butonașul de like și să lăsați un comentariu în care să-mi spuneți care este construcția voastră preferată din această prezentare.